Textele profetice sunt dintre cele mai greu de digerat și, ca urmare, cele mai puțin citite. De ce se folosește Dumnezeu și de acest gen de literatură? Să vă exemplific. Eu pot cunoaște un om după niște poze. Pot cunoaște ceva despre un om uitându-mă în dulapul lui. Pot afla câte ceva despre un om uitându-mă în foaia lui matricolă, uitându-mă la diplomele sale, văzându-i lucrările, scrisorile scrise prietenilor, cărțile scrise completează portretul omului. Pot cunoaște ceva despre un om uitându-mă la toate acestea. La fel stau lucrurile și cu tipurile de scrieri biblice. Dumnezeu putea să se rezume doar la un singur stil literar și atât. Totuși, din dorința de a se face înțeles, de a vorbi pe toate limbile, Dumnezeu se folosește de toate canalele posibile, inclusiv literatura profetică, care aduce și ea lumină asupra caracterului lui Dumnezeu și a relației lui cu omul. Întrebarea este mai degrabă: cum prinde Scriptura viață pentru mine? Cum o fac să îmi vorbească mie personal? Cum o las să fie mai tăietoare decât o sabie cu două tăișuri? Autorul prorociei de astăzi este Obadia, care înseamnă slujitorul lui Iahve sau cel ce se închină lui Iahve. Unii îl identifică ca fiind acel Obadia, mai marele casei lui Ahab, care a ascuns 100 dintre prorocii Domnului pentru a-i proteja de persecuția Izabelei. Găsim relatată istoria în 1 Regi, capitolul 18. Însă, din punct de vedere istoric, este foarte improbabil să fie așa. Numele Obadia este unul comun, mai ales pentru acele vremuri. Numai în Scripturi găsim 12 oameni cu același nume, Obadia. Avem înaintea noastră cea mai scurtă carte a Vechiului Testament. De fapt, un rechizitoriu judecătoresc la adresa unei națiuni rebele, și anume Edomul. Dar nu doar atât, ci și o lecție pentru omenire. Dincolo de actualitatea acestei cărți la nivelul relațiilor internaționale, ea descoperă câteva principii de viață valabile atât la nivel de comunitate, cât și la nivel de individ. Cadrul istoric al cărții ne poate ajuta să înțelegem mai bine vorbirea lui Dumnezeu prin Obadia. Vagile referințe istorice din carte ne conduc cel mai probabil la concluzia că lucrarea lui Obadia a fost în timpul domniei lui Ioram, fiul lui Iosafat, când, în Cartea Regilor și Cronicilor, ni se relatează despre revolta lui Edom împotriva lui Iuda. Găsim aceasta în 2 Regi, capitolul 8 și în 2 Cronici, capitolul 21. Iar apoi, în 2 Cronici, capitolul 21, ni se relatează despre invazia filisteano-arabă în Iuda. Textul ne spune din 2 Cronici 21, versetul 17: s-au suit împotriva lui Iuda, au năvălit în el, au jefuit toate bogățile care se aflau în casa împăratului și i-au luat fiii și nevestele, așa încât nu i-a mai rămas alt fiu decât Ioahaz, cel mai tânăr dintre fiii săi. Lucrarea lui Obadia, cel mai probabil, a avut loc în această perioadă. Scopul cărții nu este altul decât anunțarea pedepsirii Edomului din pricina mândriei și lipsei de caracter în comportamentul cu fratele lui, cu Iuda. Profetul, de asemenea, anunță restaurarea lui Iuda și venirea zilei Domnului, care va duce dreptatea absolută pe pământ. Dar, din punct de vedere practic, ce are a face mesajul acesta cu mine, omul secolului 21? Găsesc eu ceva relevant, folositor pentru umblarea mea cu Dumnezeu? Într-un rechizitoriu judecătoresc vechi de câteva mii de ani? Cu o națiune care a și dispărut de pe pământ? Cum de Dumnezeu alege să insereze această prorocie în rândul scrierilor sfinte, scrierilor inspirate? Istoria aceea a trecut. La ce mai poate folosi mie astăzi? Ei bine, cum spunea istoricul Jorge Santayana, cei care nu-și mai amintesc trecutul sunt condamnați să-l repete. Aceste lucruri li s-au întâmplat, ne spune Scriptura în 1 Corinteni 10 cu 11, ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor.
animozitatea dintre edomiți și izraeliți este unul dintre cele mai vechi exemple de discordie în relațiile umane. Totul a început odată cu Esau și Iacov. Încă din timpul sarcinii Rebecăi, copiii se băteau în pântecele ei, ne spune Scriptura. Apoi vânzarea dreptului de întâi născut, în Genesa 25, mărește această discordie. Apoi furtul binecuvântării o aduce la punctul culminant. Citim aceasta în Genesa 27. Zilele de boced pentru tatăl meu sunt aproape, spunea Esau. Și apoi am să ucid pe fratele meu Iacov. Relația ajunsese la un punct culminant deja aici. Deși cei doi frați au împăcat mai apoi, citim aceasta în Genesa 33, generațiile de după ei au păstrat resentimente. Refuzul de a permite lui Israel să traverseze teritoriul Edomului, citim aceasta în Numeri 20, este o dovadă a acestor resentimente. Textul spune așa în Numeri 20. Edom i-a răspuns, să nu cumva să treci pe la mine, căci altfel îți voi ieși înainte cu sabia. Și Edom i-a ieșit înainte cu multă gloată și cu mână tare. Resentimentele s-au păstrat de-a lungul veacurilor. Cu toate acestea, Dumnezeu le interzice evreilor să atace Edomul în drumul lor spre cucerirea Canaanului. Citim aceasta în Deuteronom 23:7. Să nu urăști pe edomit, căci este fratele tău. Să nu urăști pe egiptean, căci ai fost trăin în țara lui. Fiii care li se vor naște, în al treilea neam, să intre în adunarea Domnului. Ostilitatea dintre cele două popoare a continuat de-a lungul istoriei. A continuat cu Saul, citim aceasta în 1 Samuel, capitolul 4. A continuat cu David, citim aceasta în 2 Samuel, capitolul 8. A continuat cu Ioab în 1 Regi 11 și cu Solomon în 1 Regi 11. Toți au avut probleme cu edomiții. Și atunci, ce putem învăța din această scurtă incursiune istorică? Ei bine, putem învăța următorul lucru. Relațiile tensionate, moștenite, nu justifică un comportament răuvoitor, neprincipial, agresiv între urmași. Relațiile trebuie rezolvate. Lanțul slăbiciunilor trebuie rupt. Altfel, luat de val, pot sări limitele îndelungii răbdării lui Dumnezeu și pedeapsa lui va veni peste tine. Relațiile tensionate, moștenite de la părinți, resentimentele încărcate în tine datorită unor lucruri vechi de mult apuse, te pot împinge să te lași dus de val, să sari peste limitele îndelungii răbdării lui Dumnezeu și El va fi nevoit să aducă pedeapsa peste tine, așa cum a făcut-o cu Edomul. Așa că aplicația pentru noi ar putea fi următoarea. Cum stai cu relațiile tale? Ai moștenit anumite ostilități în relațiile tale? Mesajul lui Dumnezeu prin Obadia îți atrage atenția. Nu trata superficial problema aceasta. Rupe cercul vicios. Altfel, dacă lucrurile îți scapă de sub control, Dumnezeu va fi nevoit să aducă pedeapsa peste tine. Este responsabilitatea ta să încetezi ura. Altfel, tu sau poate copiii tăi vor avea de plătit scump întreținerea acestor sentimente de dușmanie. Suntem responsabili de alegerile noastre. Edom a ales și a suferit consecințele respective. Moab a ales și urmașii lui au suportat consecințele. Evreii au ales și au suportat consecințele. Noi alegem și vom suporta consecințele alegerilor noastre. Pentru că vom da socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Ai relații tensionate, moștenite, nici nu știi din ce motive? Poate ar fi vremea să-ți rezolvi aceste resentimente. Pentru că nu știi când vei fi luat de val și Dumnezeu va fi nevoit să intervină. Oracolul lui Obadia începe așa. Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre Edom.
Noi am auzit o veste din partea Domnului și un sol a fost trimis cu ea printre neamuri zicând: sculați-vă să mergem împotriva Edomului și să ne războim cu el. Iată, te voi face mic printre neamuri, vei fi cel mai disprețuit. Vremea socotelelor a venit. În alte cuvinte, când paharul nelegiuirilor s-a umplut, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer asupra celor vinovați. O lecție ce merită ținută minte. Apoi, de la versetul 3 la versetul 14, întâlnim cauzele executării pedepsei. Cauzele care îl împing pe Dumnezeu să își trimită pedeapsa. De fapt, sunt două cauze majore. Prima cauză este mândria Edomului. Versetul 3. Căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire. Și această mândrie a edomiților a fost cauzată de 5 lucruri. Și am putea să ne cercetăm prin ele. Mândria edomiților a fost cauzată de securitatea militară de care aveau parte. Textul spune așa: pe tine, care locuiești în crăpăturile stâncilor și domnești în înălțime, de aceea tu zici în tine însuți, cine mă va arunca la pământ? Dar chiar dacă ai locuit tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așezat cuibul între stele, tot te voi arunca jos și de acolo, zice Domnul. Petra era capitala Edomului. Petra era un oraș săpat în stâncă, ridicat pe piscuri înalte, unele ajungeau la 1700 de metri. Despărțite de prăpastii terifiante, orașul era teoretic inaccesibil pentru orice armată. Ca să intri în oraș, trebuia să treci printr-un culoar îngust. Chiar dacă o armată uriașă ar fi atacat, ar fi trebuit să înainteze unul câte unul, deci orașul putea fi apărat de un număr foarte mic de oameni. Edomiții se credeau inexpugnabili, se mândreau cu sistemul lor de apărare. Te crezi bine conectat? Ai spatele asigurat? Și crezi că nimeni și nimic nu te poate atinge? Mândria izvorâtă din securitatea ta militară este înșelătoare. Apoi, mândria Edomului a fost cauzată și de bogățiile deținute. Textul ne spune mai departe, în versetul 5, dacă ar fi intrat la tine niște hoți sau niște tâlhari de noapte, cum ești de pustit? Ar fi luat ioare mai mult decât ar fi putut? Dacă ar fi venit niște culegători de vie la tine, n-ar fi lăsat niciun strugure pe urmă? Vai, ce scormonit este Esau, cum i s-au descoperit comorile! Bunăstarea de care te bucuri astăzi nu este veșnică. Mândria izvorâtă din puterea pe care bogăția ți-o dă te duce tot la rătăcire. Mândria Edomului, în al treilea rând, era cauzată de aliații și prietenii pe care îi avea. Versetul 7. Toți cei uniți cu tine te-au izgonit înapoi până la hotar. Prietenii tăi te-au înșelat și te-au stăpânit. Cei ce mâncau din pâinea ta ți-au întins curse pe care tu nu le-ai băgat de seamă. Obadia se referă aici la un fapt istoric. Nabateenii erau un popor de comercianți care călătoreau cu caravanele pline de mărfuri. Edomiții aveau relații de afaceri foarte bune cu nabateenii și le acordau încredere. Erau parteneri de afaceri. Acestora li se îngăduia să intre în cetate tocmai pentru aceste schimburi comerciale. Știți cum a căzut Edomul? Cetatea inexpugnabilă? Nabateenii, comercianții, prietenii lor, au intrat în oraș și într-o noapte, înăuntru, au ucis toate căpetenile orașului. Apoi au luat orașul în stăpânire, izgonindu-i pe edomiți în lumea largă. Mândria izvorâtă din alianțele și prietenii pe care îi ai te va conduce tot la rătăcire. Mândria Edomului era dată și de înțelepții poporului. Versetul 8. Oare, zice Domnul, nu voi pierde eu în ziua aceea pe înțelepții din Edom și priceperea din muntele lui Esau? Mândria Edomului
se baza și pe vitejii Edomului, pe puterea lor militară. Vitejii tăi, versetul 9, vitejii tăi temane se vor înspăimânta pentru ca toți cei din muntele lui Esau să piară în măcel. Mândria conduce întotdeauna la rătăcire, la cădere. Poziția ce o deții îți asigură un sentiment de securitate absolută la orice nivel, serviciu, familie, comunitate, biserică. Te crezi inaccesibil și invincibil? Ai grijă. Mândria merge înaintea căderii. Dar întrebarea practică pentru noi este: cum îmi pot măsura mândria? C.S. Lewis propune un cântar foarte original și practic. Mândria este în esența ei competitivă. Așa că, cu cât te deranjează mai mult când cineva ți-o ia înainte, cu atât ești mai mândru. Cât de mult te deranjează când altcineva îți ia fața, când iese în evidență în detrimentul tău, indiferent din ce motiv, bun sau rău? E bine, cu cât te deranjează mai mult un om mândru, cu atât ești și tu mai mândru. Pentru că mândria este în esența ei competitivă. Concluzia la prima cauză a pedepsirii Edomului, mândria lui, ar putea fi următoarea. Când faci răul, când trăiești în neascultare, nici puterea, bogăția, aliații, nici învățații, nici vitejii, oamenii loiali, nu te pot scoate din mâna lui Dumnezeu. Toate aceste redute vor cădea una după alta înaintea feței lui. Eclesiastul 2:11 o afirmă așa de clar. O deșertăciune a deșertăciunilor! Am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Aceia care își caută siguranța și protecția în lucrurile de sub soare nu vor fi doar dezamăgiți, ci și pierduți. Acesta este primul mesaj al lui Obadia. Apoi, al doilea motiv al trimiterii pedepsei este silnicia sau samavolnicia, tratamentul violent, abuziv față de fratele lui. Versetul 10. Din pricina silniciei făcute împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. Aceasta este a doua cauză a nimicirii Edomului. Silnicia, samavolnicia, tratamentul abuziv față de fratele lui Iacov. Și această silnicie este subliniată în text prin indiferența față de necazurile fratelui lor, refuzul de a-l asista în nevoia lui și chiar participarea la jefuirea Ierusalimului. Și Obadia afirmă foarte clar, versetul 11, căci în ziua când stătea în fața lui, în ziua când străinii îi luau averea lui Israel, când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului, și tu erai atunci ca unul dintre ei. Când Iuda era atacat de neamuri, Edomul stătea deoparte și nu făcea nimic. Era ca unul dintre ei, nu unul dintre ei, ci ca unul dintre ei. Adică se comporta ca un complice, neluând nicio măsură să-i ajute. Și aici găsim un principiu interesant pentru noi astăzi. Este destul de obișnuit să nu ne băgăm în treburile altora, chiar atunci când răul se face lângă noi. Poziția de a nu te băga nu este amorală, ci imorală. Iacov o formulează foarte bine. Cine știe să facă un bine și nu face, săvârșește un păcat. Edomul este judecat de Dumnezeu pentru indiferența aceasta lui, pentru că nu se bagă să-și ajute fratele. Vezi cum se săvârșește răul sau nedreptatea lângă tine și nu iei nicio poziție? Ai grijă, te asemeni cu edomiții și ești la fel de condamnabil. Silnicia aceasta, samavolnicia Edomului față de Iacov, față de Israel, se manifestă nu doar prin indiferența, ci și prin bucuria pe care o manifestă când vede distrugerea fratelui său.
Ne spune textul mai departe, versetul 12. Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău în ziua nenorocirii lui. Nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua pieirii lor. Și nu trebuia să vorbești cu semeție în ziua strâmtorării. A te bucura de necazul fratelui tău este un alt fel de rău. O fază mai avansată a răului. Nu sunt doar indiferent față de fratele meu, mă și bucur de ceea ce îi se întâmplă. Descoperi cumva în tine o astfel de bucurie pentru necazul altuia? Ai grijă, ne spune Obadia, sau Dumnezeu prin Obadia. Ai grijă, te încadrezi în aceeași situație cu edomiții. Samavolnicia față de fratele său se manifestă nu doar prin indiferență, prin bucuria pentru necazul fratelui său, ci și prin participarea directă la prădarea Ierusalimului. Versetul 13. Nici nu ar fi trebuit să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui, nici nu ar fi trebuit să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului lui și nu ar fi trebuit să pui mâna pe bogățile lui în ziua prăpădului lui. Observați un stadiu mai avansat în comiterea răului. Nu doar că nu iei poziție, nu doar că stai deoparte și te bucuri, ci te și duci și jefuiești un popor trântit la pământ. Cu ceva vreme în urmă, la știrile TVR, am văzut o femeie lovită de o mașină. Un tânăr fuge repede să o ajute să o ridice de jos. Și în timp ce o ajuta să se ridice, cu mâna dreaptă, îi sustrage portofelul din poșetă și apoi pleacă. Oare, în alte moduri, firește, nu cumva ai participat și tu la jefuirea celui fără apărare? Era căzut la pământ și ai întins și tu mâna să-l mai apeși un pic? Dumnezeu ne vorbește prin Obadia și în felul acesta. Samavolnicia lor nu s-a manifestat doar prin indiferență, prin bucuria pentru necaz, prin participarea la jefuire, ci și prin împiedicarea salvării celui aflat în necaz. Versetul 14. Nu trebuia să stai la răspântii ca să nimicești pe fugarii lui Iacov. Și nici nu trebuia să dai în mâna vrăjmașului pe cei ce scăpaseră din el în ziua necazului lui. Când iudeii se refugiau înspre sud din fața distrugerii, edomiții le-au tăiat calea, i-au prins și i-au vândut ca și sclav mai apoi, ne relatează istoria. Poate că Dumnezeu are de vorbit unora dintre noi care fără milă au contribuit sau se pregătesc să contribuie la împiedicarea salvării celui aflat în necaz. Nu știu cum ne vorbește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dar faptele domiților de atunci acolo le putem găsi la altă scară sau în alte forme între noi astăzi. Mesajul este foarte actual. Apoi oracolului Obadia, de la versetul 15 la versetul 21, are de-a face cu ziua Domnului care se apropie. Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Este un mesaj de încurajare pentru Iuda. Iuda era umilit pe bună dreptate. Ioram făcuse ce este rău înaintea Domnului. Poporul era jefuit, poporul o ducea greu. Și aici Dumnezeu intervine cu acest mesaj al speranței. Eu voi face dreptate. Ziua Domnului este aproape și dreptatea mea este cu mine. Căci, după cum ați băut paharul mâniei, voi cei de pe muntele meu cel sfânt, tot așa, și neamurile îl vorbea necurmat, vorbea, vor sorbi din el și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. Dumnezeu își ține întotdeauna cuvântul. Obadia a transmis Edomului un mesaj radical. Edomiților, veți primi ceea ce meritați și nu are să mai rămână nimic după voi. Așa a și fost. Nabatenii, după ce au scos afară din oraș,
edomiții nu s-au mai putut întoarce niciodată acolo. Hasmonienii, o dinastie evreiască, i-au forțat pe edomiții exilați să treacă la iudaism și astfel nu au mai rămas edomiți în istorie. Ca și când n-ar fi fost niciodată, spune cuvântul lui Dumnezeu prin Obadia. Dumnezeu, din când în când, ne reamintește în multe feluri, folosindu-se de diferite narațiuni sau prorocii sau afirmații directe că El își ține cuvântul. Poate că unii dintre noi avem nevoie de o astfel de reamintire. Poate este o vorbire a lui Dumnezeu pentru unii dintre noi. Dumnezeu întotdeauna își ține cuvântul. Apoi, vorbind despre judecata ce va face Edomului, Obadia se întoarce și vorbește tuturor națiunilor care și-au întors spatele către Domnul. Versetul 16. Căci după cum ați băut paharul mâniei, voi ce de pe muntele meu cel sfânt, tot așa neamurile, îl vorbea necurmat, vor sorbi din el și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. Ce învățăm de aici? Învățăm următorul lucru. În timp ce Dumnezeu va pedepsi păcatul, El îi izbăvește și răsplătește pe cei ce îl ascultă. Profețiile biblice nu sunt doar așa niște informații suculente cu privire la viitor, ci ele au și o puternică componentă morală. Dumnezeu ridică vălul de peste viitor ca să ne îndrepte pașii în prezent. Prorociile ne sunt lăsate în Scriptură ca să ne îndreptăm pașii și să croim cărări drepte cu picioarele noastre.